Știați că americanii sunt de vină pentru că un norvegian a pus mâna pe pușcă și s-a de împușcat comuniști? Nici eu nu știam până n-am citit propaganda pentru elite din acea vreme. De asemenea, aceeași propaganda a prezis că până cel târziu în 2025 lumea se va întreba dar de ce este un gard între Statele Unite și Mexic. Să explorăm. Hai salutare tuturor și bun venit din nou la peciul Propagandei. Acest număr din Foreign Policy îl vom răsfoi în acest uh, episod. Este numărul aferent uh, perioadei septembrie-octombrie 2011, când uh, dolarul uh, american era cotat între 3 uh, lei și 8 bani și 3 lei și 21 de bani. Salariul mediu pe economie în acea perioadă era 1457 de lei. De remarcat, în acea perioadă, de fapt, tot anul 2011 a fost an cu recesiune în România. Acest număr din Foreign Policy nu conține nicio me mențiune despre lucrul ăsta, nicio, nici segmentele de exclusiv Foreign Policy România nu au nimic despre cât de rău o duc oamenii, de asta spun asta era o publicație elitistă pentru elite îngrijorările de zi cu zi ale cetățenilor nu și făceau loc aici, dar elita discuta despre cu totul altceva, era mult mai ocupată, dar să spuneau și lucruri corecte cum a fi acesta, milioane de oameni ar putea muri sau nu, cum dramatizarea publicitară a calamităților a devenit o mare afacere globală pe 28 septembrie 2001, odată cu invazia iminentă a Statelor Unite în Afganistan, directorul executiv al Oxfam Community Aid Abroad a emis un apel de urgență pentru donații către grupul Afghan Refugee Crisis Appeal. Aproximativ 5 milioane de oameni inocenți au fost supuși în fometării și morții în Afganistan, Pakistan și Iran, a insistat el. Trebuie să acționăm acum pentru a împremtămina ceea ce poate fi cea mai mare catastrofă umanitară de la al doilea război mondial. Serios? Adică mai rău decât Biafra în 67, mai rău decât criza refugiaților din Cambodgia, mai rău decât foametea din Etiopia din 84-85 sau mai rău decât Somalia în 91? Cum a putut un alt reprezentant oficial al unei dintre cele mai experimentate și respectate agenții umanitare private din lume, să sugereze cu atât de multă încredere că această criză din Afganistan ar putea să depășească tragediile mai sus amintite. Ca să fim sinceri, Hope s a lăsat loc interpretărilor. Aproximativ 5 milioane ar putea să moară, a spus, el. Criza ar putea deveni cel mai mare dezastru. Dar acesta era echivalentul literilor mici dintr-un contract pe care îl faci cu banca pentru un card Visa. Oxfam nu doar că avansa o posibilitate, mai degrabă emitea un avertisment în legătură cu un eveniment care ar putea să aibă loc uh, dacă un răspuns de urgență nu ar fi uh, intervenit uh, imediat. Și ea își punea la bătaie credibilitatea pentru această constatare. Și nu-i doar despre Oxfam în acest tip de exagerări. Organizații umanitare pentru situații de urgență din în întreaga lume, de la mari ONG-uri, precum Care International și World Vision, la, agenți de, uh, la agenții specializate ale ONU, precum Programul Alimentar Mondial și în Înaltului, Comisariat al ONU pentru Refugiați lansează constant avertismente publice în legătură cu cele mai nemaipomenite vreodată de voi ale refugiaților de război, victimelor fametei și chiar uh, celor mai recente victime ale furiei naturii. A trebuit să se considere norocoși ca avem o memoriată de scurtă. Dacă oamenii și-ar aminti într-adevăr cât de des au auzit afirmații care s-au dovedit a fi false, contribuțiile ascădea dramatic. O căutare rapidă după cea mai mare criză umanitară mondială este un tezaur de informații contradictorii. Darfur, Congo, Pakistan, Somalia și lista continuă. Agențiile umanitare persistă într-un discurs conform căia ce urmează să aibă loc în Afganistan, sau Burma, sau Haiti, sau Rwanda, este de natură apocaliptică, doar ca se dovedească apoi că aceste predicții dezastruoase sunt extrem de exagerate, dacă nu chiar nefondate. Da. Cei drept articolul ăsta vine în perioada Uh, a urmat să se întâmple dar mă rog exista deja ca underbelly dacă vreți uh, e în perioada cu toate schemurile de mare angajament dacă mai țineți minte cu CONI dar uh, la unde era în Eritrea parcă <coughs> uh, e în perioada în care bă, începe să trezească inclusiv o parte din uh, pseudo-elită și, mă rog, dintre populația de bonton, mă înțelegi tu, că ei gândesc la un alt nivel, domnule, ca plebi. Da? Încep și aia să prindă că, băi, dar asta e așa. A? A, e momentul de, băi, dar asta e așa. A, în, până în prin 2010, să pui la îndoială ce îți spune Oxfam însemna să fii a, tu însuți, dacă se poate, un criminal în masă sau ceva, da? A, nu se pune la îndoială. Cam prin 2010 începe mai să pună la îndoială, deja în 2011 apare articolul ăsta, un an mai târziu vine schema cu conii care bă, zguduie din temelii uh, așa zisa solidaritate globală, care de fapt nu era deloc globală și nu era nici solidaritate, dar mă rog să rin peste. Ce să spălau foarte mulți bani, ceea ce acum asta în sine nu era o problemă, da? toate ONG-urile spală bani, da, toate. Uh, mai mult sau mai puțin, bineînțeles, dar cert e că atunci se spălau bani fără consimțământ. Da? Adică aveai uh, tot felul de oameni bogați uh, care donau, mă rog, contribuiau la diferite cauze și pe aia constatau că banii lor erau spălați fără să primească și um, un paradarât. Da? Că despre asta e vorba până la urmă. și așa, uh, în, cu acest context avea să se uh, dezvăluie cumva în public, băi, stai să vezi că de fapt e un pic Uh, mai complicat uh, da totul va fi prea mare pentru a cădea, scrie John Seo, cofondator al FARMAT Capital Management și zice așa, până în anul 2025 vom reuși să înțelegem că în aproape orice întreprindere umană densitatea se răsplătește. De Silicon Valley a aflat asta când Gordon Moore a creat legea sa eponimă în urmă cu aproape jumătate de secol, prognozând că microcipurile vor fi din ce în ce mai puternice Cel apres din ce în ce mai mic. O dinamică care a transformat cu regularitate de atunci încoace tineri adulți în miliardari. Dar cum toată lumea de la Paul Krugman a cărui cercetare despre beneficiul comerțului în spațiile geografice anglo-monetare i-a adus un premiu Nobel, până la bucătarii francezi contemporani care consideră condensează artistic preparatele culinare și până la dezvoltarea toriei nu e nici voi nicio explicație aici, a aflat că densitatea se răsplătește și în lumea reală. Așa cum a observat Banca Mondială în raport dezvoltării globale din 2009, jumătate din PIB-ul global se produce pe 1,5% din suprafața uscatului. Marea migrație urbană a umanității a adus în fiecare deceniu trilioane de dolari bugetului global de la sfârșitul de război mondial. Pețele globale au urmat o traiectorie similară, bla bla bla. Bun, cum să citește articolul ăsta <coughs> mai aproape de 2025? Păi... Uh... Cam nimic de aici nu prea mai are sens. da? da vine și ne dă exemplu cu microcipurile, da? care totdeauna vor fi mai mici și din ce în ce mai ieftine. Ups, Păi stai că nu e așa. Stai că de fapt e o criza microcipurilor, care se tot adâncește și care refuză să, um, să treacă. Și bineînțeles că va trece în momentul în care vei produce mai multe, e atât de simplu, de-aia toată lumea bagă bani în uh, producție de microcipuri. Deci nu. Unde mai pui că, ok, în 2011 încă mai era așa, dar avea să fie și cam ultimul an în care mai era așa. Să tot fie deja cam 10 ani, da, cam din 2012, de când nu a mai existat un mare breakthrough ingineresc în materie de procesoare, iar un breakthrough major nu s-a mai, mai existat de vreo 40 de ani, cel puțin, dacă nu chiar un pic mai mult. Uh, deci nu. Tehnooptimisme. Asta e uh, acest uh, autor de la Farmat Capital care, pe care dacă îl cauți pe internet o să vezi că în 2011 avea o mulțime de uh, bani băgați în startup uri de IT, de mare omul făcea uh, un pic de shilling pentru a afacerea lui uh, convinsul de mai mulți oameni că techno-optimismul este viitor și înghesuirea este viitor uh, însemnau mai mulți bani la el în buzunar personal și atât, n-am nicio legătură cu în realitate, da, orașele în din ce în ce mai multe locuri, și în extremul Orient, dar în Asia, dar și în Occident, orașele nu, cu astea mai aglomerate au devenit mai nesigure, cam fuge lumea de ele, în Statele Unite nu mai vorbesc, e o migrație constantă dinspre orașele mai spre localitățile mai mici, deci nu. <laughs> nu pentru că nu. Dar până în 2025 o să reușim cu toții să înțelegem că orice în, în, orice întreprinde umană densitatea se răsplătește. Deci, ori zecile, ca să nu zic, sutele de milioane de oameni, ca să nu zic peste un miliard de oameni care fac invers, sunt toți nebuni, ori John Seal, cofondator la Farmat Capital Management, făceau un pic de shilling și un pic de propagandă pentru a prosti pe păști, pentru a le mai lua niște bani. E atât de simplu. Da, dacă spui așa, bineînțeles că vin toți suspecții obișnuiți să spună că ești anti-occidental și că uh, ai ceva cu Occidentul sau că mă, ai Putin sau ceva. Uh, da, Marea Chinei de Sud e viitorul conflictului, corect, uite asta s-a dovedit a fi corect, e adevărat că e ușor de văzut, dar așa, pregătiți-vă pentru democratizarea distrugerii, ăsta este un articol despre cum actori non-statali vor învăța să facă armament, vor învăța să facă atacuri cibernetice și în sine vor conta mai mult în războaile ce aveau să urmeze și de asemenea, o predicție care s-a dovedit a fi corectă. Uh, lumea va fi un loc mai aglomerat cu oameni bătrâni? Eh, asta mai rămâne de văzut dacă chiar e așa. Uh, da, până în 2025, tinerii dintr-o parte și cealaltă a graniței vor încerca să înțeleagă de ce generația părinților a construit un gard atât de înalt între Sua și Mexic. Deci nu există ceva mai far-off, ceva mai pălângă dat în... Uh, ca predicție. Nu numai că nu e așa, 5 <gângă> ani mai târziu față de când s-a scris acest articol, tineretul vota e entuziast cu un președinte care promitea să facă un grad și mai mare și dacă se poate cât mai greu de trecut și dacă se poate dublat și dacă se poate cu paza armată și cu drone. 10-12 ani mai târziu, chiar și un președinte democrat este forțat, inclusiv de propriul electorat, nu mai zic de opoziție, să mențină întregul arsenal de măsuri, era spun măsuri active, dar da, și măsuri active, pentru a ține cât mai mult migrația în frâu. Uh, mai ales după ultimele glume cu zburatul de migranți uh, pe Martha's Vineyard, în uh, curtea din spate al lui Barack Obama, au început să înțeleagă și aia că, băi, dar stai așa, dar poate totuși nu-i bine, Bă dar totuși ca cam mulți, că așa-s în general, abia când îi mușcă pe ei de cură uh, încep să înțeleagă niște lucruri și nici atunci complet, dar, mă rog, măcar încep să-și pună problema, da? Să mai zguduie un pic de NPC-ul și uh, mai pot uh, procesa câte un pic. Altfel, uh, da. Uh, autorul merge chiar mai departe. De exemplu, ne spune că hai să vedem cum arăta lumea cu 14 ani și spune că atunci răzbaile au în Europa și termenul BRIC uh, uh, nici nu fusese încă inventat la, la la. Internetul se afla în prima expansiune, dar media socială încă nu exista. Uh, ați prins ideea. Multe se pot schimba în 14 ani și uh, era mod previzibil. Dar iată cum arăta lumea în opinia mea. Peste un deceniu și jumătate. Pentru ce lumea va fi multilaterală, Consiliul de Securitate al ONU va avea 25-30 de membri. Uh, ok, mai sunt aproape 3 ani până la intervalul său de predicție, puțin probabil să se întâmple. Uh, da. uh, apoi uh, că organizațiile regionale vor fi mai puternice și va exista o versiune a organizațiilor statelor americane. Asta pot să spun de pe acum că nu va exista uh, și în, în orice caz, bine, așa există, cred că există. Uniunea Americană sau ceva de genul ăsta, uh, are o relevanță fix zero, nimeni nu o vrea, nici din sud, nici din nord, e așa un fel de uh, forum unde ne întâlnim la o căciumă. Uh, și aia la fel începuse în anii 70, începuse cu, sau 80, începuse uh, foarte ca din tun, da? să avem monedă comună, să se numească Amero și să ales de ea. Uh, oricum, chiar dacă mai sunt 3 până în 2025, până la intervalul de predicție putem spune de pe acum că nu uh, nu se preconizează genul ăla de, adică cam greu de crezut că poate trece prin senatul american o asemenea nebunie uh, da. chiar presupunând că bă, democrații reușesc să-și păstreze bă, 50% din senat cum au acum uh, deci cu totul cu vicepreședinte au majoritatea la limită o, chiar și așa n-ar trece așa ceva prin Senat. E, da, pormă la fel, Uniunea Europeană s-ar putea interconecta pardon, cu Uniunea Mediteraneană în curs de apariție. Nu e nici măcar prin zonă să se întâmple așa ceva, deci nu. Motivul principal acestui proces de multilateralizare este apariția unor probleme din ce în ce mai fi dificil de gestionat local, combinate creșterea numărului de state desprinse din altele. Guvernele naționale vor avea în continuare rol esențial, dar gestionarea rela relațiilor bilaterale și angajarea de negocieri globale cu aproape 200 de state va fi din ce în ce mai dificilă. Deci vom discuta, vom negocia disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud într-un cadru regional și vom gestiona crizele din Costa de Filde sau Guinea prin intermediul Uniunii Africane. Bun, între timp nu au mai fost crize în Costa de Filde, de asta noi ne ferim mereu de predicții de genul ăsta de să ne proiectăm dorințele asupra altora, pentru că inevitabil ajung să spre prostii uh, și, da, Anne-Marie Slaughter izbutește, să spună, niște prostii mai mari decât ea, uh, dar de observat aceeași trend. Da, problemele vor fi globale ca și soluțiile de altfel. Trecem peste uh, idioțenia extremistă a, uh, a noțiunii în sine, da, că există probleme și există soluții. Nu, nu există soluții, există compromisuri și nu toate problemele sunt probleme, adică, da, uh, de exemplu, sunt convins, n-am verificat recent, dar sunt convins că Anne-Marie Slaughter este, de exemplu, acum foarte îngrijorată de faptul că uh, nimeni nu a, aproape nimeni, sau mă rog, poate 10, poate 15%, în orice caz, minorități greu semnificative din populația lumii occidentale, Uh, mai are încredere în profesia ilegitimă și imorală a sănătății publice. Da? Nimeni nu mai are încredere în noțiunea de sănătate publică și pe bună dreptate. E, eh, pentru domnia sa, cu siguranță, asta este o problemă în vreme ce pentru oameni ca mine. Asta este un lucru foarte bun, un progres al umanității și ar trebui accelerat și transformat în măsură politică. dar Uh, măsura politică fiind desigur definanțarea, distrugerea noțiunii de sănătate publică pentru că sănătatea publică nu există, sănătatea este doar uh, individuală uh, da uh, apoi uh, iarăși o chestie foarte drăguță am mai văzut filmul ăsta da? astăzi în perioada când filmez um, <coughs> Există multă îngrijorare, da, că vor fi proteste, că facturi, că hao hao hao. How. Uh, același lucru, aceeași muzică bă, cânta și în 2011, când se discuta despre indignații din toate țările și, bă, în special, leftiștii aveau atunci un uh, avans de uh, da, iată, Matias Mataies uh, ne spunea despre revenirea luptelor de clasă. Uh, Matias Matthais, lector la John Hopkins School of Advanced International Studies. Uh, și, și atunci, ca și astăzi, da, când își dădeau cu părerea ăștia din mediul academic, toți sunau ca niște leftiști imbecili, că de altfel toți sunt leftiști imbecili. Uh, și ne, ne spune, da, revoltele urbane din Marea Britanie sunt doar forma extremă, extremă a indignării unor largi categorii de cetățenii europeni, spune domnia sa. Uh, nu e o coincidență că revoltele din Europa și în special Marea Britanie se întâmplă într-un moment în care cheltuielile publice sunt masive restructurate Da, ăsta era un talking point la vremea respectivă că măsurile absolut necesare de austeritate, de tăiere a cheltuielilor iraționale ale statului, de altfel mai toate cheltuielile statului cum sunt iraționale, deci orice scădere e în sine bună putem eventual argumenta că nu s-a tăiat suficient mă rog, talking point-ul leftist, academic -o leftist-o elitist-o, cum vreți voi era că fiecare scădere, fiecare măsură de austeritate generează în sine potențial exploziv mai mare și um, aduce na, revenirea luptelor de clasă, da, cum spune aici uh, respectivul profesor. Uh, în realitate n-a fost așa, măsurile de austeritate în 2011 încă nu erau foarte serioase în Marea Britanie, aveau să devină mult mai serioase după 2012. Și cu toate astea revoltele urbane de tipul ăla nu s-au mai întâmplat iar ulterior țările mai sănătoase, fiscal mai abitane, fiind printre ele, aveau să revină pe creștere economică și revoltele în stradă nu aveau să se mai întoarcă decât abia în decembrie 2020 pe motiv de sănătate publică. <laughs> și cam atât. În rest, n-au mai fost probleme. Altfel spus, Leftiștii, în 2010 11 și-au încercat mâna foarte mult la, la a prezice un viitor utopic socialist. Nu numai că nu s-a întâmplat, dar absolut toate prezumțiile lor s-au dovedit, le-a dovedit realitatea ca fiind grav pe lângă subiect. Uh, Mi-aduc aminte că atunci am printre puținii care spuneam, să toți nebuni, nu există așa ceva, nu te mai de aici, ce s-a mai întâmplat, o să mai întâmple, asta este, da, nu sunt bani, viața este foarte dură. Uh, eh, dar uh, asta au, au, lăsat niște cicatrici acolo, da? Uh, cicatrici pe care le-am văzut din nou zgâriate în timpul așa zisei pandemii, când uh, aproape aceeași suspecti uh, suspecți obișnuiți, au venit să ne povestească despre bă, viitorul colectivist sanitar bă, 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 digitalizat, da, bă, în care totul va fi mai sigur și bine. Bine. Stai jos 4. Da? Bun, și apoi bă... Vine asta care mi s-a părut cel mai amuzant cu putință, Codrina Sene este autorul acestei nebunii, uh, masterand în cadrul programului de antropologie de la University of Chicago, unde a și absolvit cu o dublă specializare în științe politice și studii internaționale, adică labă cu alte cuvinte. Și zice băiatul asta de deci o prostie mai mare ca asta, greu, greu de tot să găsești. Sigur că mai sunt, dar nu e cea mai mare prostie din istorie, dar cu siguranță e acolo, în, măcar în top 50 cele mai mari prostii scrise vreodată. Uh, da, analiza faptelor extremistului norvegian și a manifestului său este incompletă fără considerarea surselor bibliografice. Da? Și aflăm că de devină este statele Unite, iată, da? uh, O tragedie ca și americană, uh, ne spune domnul. Uh, așa. Uh, așa Braivik mărturisește că este o mare fan al statele Unite, pentru simplu fapt că sunt singura țară dezvoltată care și-a menținut o identitate și autoritate creștină. Pe scurt, el consideră că întreaga lume dezvoltată trebuie să adere la o logică creștină, iar cei care nu împărtășesc aceleași idealuri ar trebui împiedicați să ocupe orice funcție publică. De asemenea, exodul musulman trebuie oprit imediat, iar musulmanii din Europa de Vest ar trebui forțați să părăsească țările în care locuiesc sau să se convertească la creștinism. Breivik este produsul intelectual al unei logici politice extreme, practicată fragmentar și în a milioanelor de creștini americani expuși zilnic la acest tip de idei iraționale. Zise băiatul care a absolvit la una dintre cele mai iraționale instituții de învățământ, vorba vine, lagă de îndoctrinare, da? Da, el zice despre idei iraționale, adică tupeul ăsta fantastic pe care îl au genul ăsta de oameni, nu e o chestie care s-a inventat în 2020 sau în 2021, el există întotdeauna. Academicii întotdeauna au fost proști în public. Aproape toți. Sau toți, depinde de an. Dar, în unii ani au fost chiar toți, în alții aproape toți. Uh, dar ne amintim, în anii 80, cei mai top tier de la Harvard prevesteau cum USS cum va depăși în Statele Unite economic. Da? Și câțiva ani mai târziu, Uniunea Sovietică încetă să existe. Uh, e o chestie comună. Dar de remarcat că articolul ăsta apare. În 2011, deci uh, Obama abia fusese uh, se pregătea să fie reales, uh, democrații nu o duceau rău în sondaj, adică o duceau mai bine decât în prezent, de exemplu. Uh, și uh, indiferent de rezultatul din Midterm, pe care eu nu știu când filmez aici, dar indiferent de rezultatul, oricum o duceau mai bine în 2011 decât o duc astăzi. Și uh, venea într-o perioadă în care bă, genul de gândire, bă, nu neapărat reacțională, cât mai degrabă explicit antileftistă, era încă uh, marginală. Ar, ar trebui să știu că eram unul din oamenii care lucrau la a nu o mai face marginală. Uh, și totuși uh, da, iată elitiștii de la Foreign Policy erau deja îngrijorați de chestia asta, dar tot prin lentila asta obișnuită de altfel la stângii europene, Uh, lentila antiamericană. Da? Deci, uh, un nebun din Norvegia, de fapt, el nu-i devină, devină sunt americani pentru că, ca uh, mă mir că n a zis și că devină sunt evrei, pentru că trei surse bibliografice din cărticica lui Bravi că era uh, compusă din uh, autori evrei. Dar bănuiesc că e, nu era încă perioada în care antisemitismul stângist era chiar atât de mainstream. El exista acolo tot timpul, antisemitismul oricum este foarte prezent la stânga, dar nu era atât de um, vizibil, dar nu exista încă Rashida Tlaib și uh, Ilhan Omar. Da? Bun, uh, Polonia mare putere a Estului, dosare uh, dosar realizat de Matei Dobrovie și Octavian Manea. Așa hai să vedem câte lucruri proaste e uscat să spună, nu? Da? Prin deținerea președinției rotative și semestiare a Evrosaius, în cea de-a doua jumătate a anului 2011, Polonia nu avansează doar agenda colectivă, ci face pași proprii înainte. Privită din vechea Europe, Polonia are potențialul unei Germania Estului, deloc și furată de criză, cu parametri economici excelenți. Polonia devine un actor cu tot mai mare influență în spațiul politic europene și a restartat cu succes relația cu Moscova, a devenit un aliat natural al Germaniei. <laughs> s-a apropiat tot mai mult de Franța și este locomotiva parteneriatului estic. Până atât de mult promovor, promotoarea unui euroatlantism pur, pentru Polonia astăzi relația cu Statele Unite nu mai este singura opțiune. Din potrivă, Vașovia susține acum inițiative tradiționale respinse de Londra și Washington, dar foarte dragi Berlinului și Parisului, precum crearea unui mega cartier general operațional la nivelul UE, iar inițiativele poloneze majore, polobeze majore, Europa, Uh, Ghetă de editor. <laughs> nu sunt doar de la Centru. Wrocław este campionul creșterii poloneze și devine a doua capitală internațională a țării, iar pe frontiera germano-polonă au loc integrări miraculoase. Uh, cât dintre astea s-au dovedit a fi viabile? Răspuns: niciuna. Niciuna. Poate și de asta Matei Dobrovie avea ulterior să devină uh, un politician profund frustrat și traseist și promotor al unor legi din astea fute îngrijiste prin care să bagă din nou la ora când înregistrezi eu asta ar fi ilegal conform legii lui Matei Dobrovie a scomotului. Uh, poate și de asta a ajuns așa, pentru că bă, omului nu e a ieșit nimic. Bă, dar nimic. Toate predicțiile și tot dai peste scrierile lui în numele Foreign Policy de la uh, începutul uh, sau de la capătul de primului deceniu al acestui secol, bă, nimic nu ieșit. Iar predicțiile lui despre Polonia uh, s-au dovedit complet greșite. Da? Deci absolut nimic de, din, uh, din ce a sugerat domnia sa nu, nu s-a întâmplat. Iar uh, cea mai amuzantă. Uh, scrie este aceasta de la un um, leftist uh, da, o inițiativă comună a Universității Europene whatever din Frankfurt și a Universității uh, Adam Mickiewicz Mi 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 din Poznan, Na, așa mă rog deci Krzysztof Wojciechowski zice așa, miracole la graniță, de la dușmănie reciprocă la granița polono-germană s-a ajuns la o înțelegere, un miracol logistic și antropologic. Când am venit la începutul anilor 90 din Varsovia la graniță, din două, na două națiuni vecine să cu spatele una la alta. În ciuda prieteniei decretate în context socialismului, teritoriul de lângă e era o prăpastie mentală și emoțională plină de prejudecăți complexe și incompetență. Atunci când am început la munca în birou de la primăria din Frankfurt-Oder, am fost confruntat cu o cultură administrativă necunoscută în Polonia. Eram singurul din instituție care putea să telefoneze în Polonia. Nu puteam să înțeleg cum de primăria unui oraș de la graniță nu există niciun om care să aibă cunoștințe de limbă poloneză. La fel de rău era la Slubițe, unde erau doar 5 persoane vorbitoare de germană. Presiunea elitelor poloneze și germane în direcția cooperării s-a lovit de rezistența cetățenilor simpli. Tinerii din ambele orașe și apărau teritoriul împotriva străinilor de peste granița deschisă. Să-i bați pe polonezi în Frankfurt devenise un soi de sport național. Victimele erau mai deles studenți polonezi care se înscriseseră la nou inaugurată a Universitatea Europeană în Viadrina. Chiar și responsabilul pentru relații internaționale din primăria Slubiței, un polonez venit din Pozna, a fost bătut. Aceste excese antipoloneze au generat abia la sfârșitul anului 90 și au adus titlul de presă după modul Extremismul de dreapta câștigă teren în Germania de Est. Păi bun, da, extremismul de dreapta continua să câștige teren în Germania de Est. Nu s-au mai luat la bătaie polonezii pentru că au înțeles că nu polonezii sunt dușmanul. Dar, mă în sfârșit. Din partea germană, sentimentele aveau un fundament real. Regiunea de graniță s-a confruntat cu o criminalitate excesivă. În sfârșit. De atunci au trecut 10-15 ani, între timp la graniță s-au produs trei mai miracole, pe care le credeam imposibile după 88. Un miracol logistic, granița este deschisă, schimbă orașul și țara ca și cum ai traversa de pe un trotuar pe altul. Un miracol politic, polonezii și nemții lucrează împreună de în multe domenii, încep să se înțeleagă și să se placă. În 91, numărul polonezilor și respectiv al germanilor care acceptau înrudirea cu o persoană din țara vecină era 3 Astăzi sunt 70%. Iar polonezii plac pe nemți mai mult chiar decât pe americani. Al treilea miracol antropologic este legat de faptul că nu poți să-ți dai seama de la prima vedere care neamți și care polonezi pentru că modul de conduită, înf și nivelul de trai s-au echivalat. Mai semnificativ este că în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat o nouă categorie de locuitori ai regiunii de graniță. Sunt oameni cu picior pe parte și unul pe cealaltă. Locuiesc pe o parte și lucrează dincolo, câștigă aici și cheltuiesc acolo, au nevestele aici și prietenii acolo. Acestea sunt raporturi consacrate în vechile teritorii de graniță ale Europei, dar o noutate pentru granița poloto-germană. Deși mai există sceptici și neîncrederea, suntem la o apropiere mentală. Deși mai este mult până la formarea unui sentiment de apartenență comună și a identității transfrontaliere comune polono-germane, cred că în 30 de ani, dacă UE nu se prăbusește, se va dezvolta slub furturi în toate orașele de graniță germano-polone. Motivul, în opinia publică și spațiul european, cooperarea transfrontaliere este un atu mult mai mare decât parolele naționale și separatiste călăritul pe valul integrării dă omului activ mai mult încredere în sine și aduce mai mulți bani. Dacă Europa se dezmembrează, avem trei posibilități. Fie se revine la vechea ură, fie se întărește integrarea bi- sau trilaterală, care se delimitează de restul aflat în haos, de exemplu, parteneriatul Franța, Bă Germania, Polonia sau Germania, Polonia, Ucraina, sau implozia Europei va lăsa în urmă doar câteva unități regionale că zone de interese funcționale. În acest caz, teritoriul germano-polon are multe șanse de reprofilare. Bun, uh... Și totuși, la 10-11 ani după ce a scris el chestia asta, disdainul față de Germania este mai mare ca oricând, inclusiv în rândul polonezilor de stânga, precum domnul Krzysztof Wojciechowski, Nici vorba de să le placă polonezilor mai mult de mai mult de nemți decât de americani și de asemenea desigur nici vorbă de vreo susținere din asta cum se cheamă politică a polonezilor pentru comandamente comune la nivel de Evrosayus comandamente militare la asta mai dar la nivel de Evrosayus și ce să facă, mă? ți dus pe asta cu glas tare în Vașovia, uh, în orice cerc politic, inclusiv în cercurile de stânga, da, ale platformei Obivatelsca, sau mă rog, cum se mai cheamă acum, că e tot așa se cheamă, uh, mă, cercul lui Donald Tusk. O să, you're gonna get laughed out of the room, adică, hai mă, fi serios, ha? fi serios. Cât despre startarea relației uh, Vașoviei cu Moscova, ce facem, mă? E chiar admirabil, pe măsură ce avansăm în acest uh, uh, teanc de uh, reviste, e chiar admirabil câte lucruri fundamental greșite s-au <coughs> scris și bă, lucruri pe care pseudo-elita de la noi bă, le-a crezut. Mă, dar le-a crezut cu spor, așa. În, cum să zic? They took the bait hook, line and sinker. Da? Deci le-au înghițit pe toată No, this is my bait. De asta astăzi comentariatul din România este atât de disfuncțional <coughs> și atât de lipsit de reacții atunci când ar trebui sau având reacții disproporționate pe subiecte unde n-ar trebui sau unde nu e așa de important. Fix de asta. Pentru că 10 ani de zile, dacă nu mai mult, ca să nu zic 15, cam 15, era odată cu intrarea în și Schisaiuz a României, cea mai greșeală geopolitică din istoria României, desigur, Cam de atunci, clasa clevetitoare din România a fost supusă constant la dileli de genul ăsta, la prostie, în esență. Pentru că absolut tot ce a prezis clasa clevetitoare în materie de evoluție geopolitică, în special aici la noi în cartier, în zona aia, în Intermarium, a fost greșit tot. Deci dacă din 2011 până în 2022 nu nimerești, bă, nimic, păi problema ești tu. Acum nu zice nimeni, da, mai greșește omul, da, mai greșește timeline-ul, da, zici că o să întâmplă o chestie în 15 ani și se întâmplă în 20, sau, bă, da, să greșești chestii fundamentale, cum ar fi, de exemplu, noua prietenie polono-germană și polono-rusă, what? Și de ce au greșit-o? Păi e simplu. Lipsă de cunoaștere a istorii, lipsă de cunoaștere, uh, lipsă de dorință de a uh, citi mai mult și mai ales convingerea asta că noi suntem redactori la o revistă de elitici, deci normal că noi știm mai bine, cine-i la păstradă să ne zică la cum stau lucrurile. La asta duce când crezi că ești cel mai deștept din cameră și mai ales când atunci când nu ești. Da, cam asta uh, pentru uh, acest episod. Uh, Ne vedem correndo. Não. Servus pa